Bun găsit, dragi prieteni, la noi ediție a emisiunii Reactiv. Iată că suntem în studiourile tvm.ro și avem un invitat de marca al județului, prefectul Anton Ohean. Bine ați venit la emisiunea noastră. Bine v-am găsit. Bună ziua, domnul Ciprian Dragoș. Încep fără multe preparative. Vom aborda astăzi, așa cum de mult ne-am propus, problema de la Boșa, deși poate că ar zice unii acum chiar să ne ocupăm de o astfel de localitate care nu înseamnă foarte mult pentru Maramureș și eu cred că lucrurile de acolo încep să scape de sub control cu un primar care până la urmă mai are de mers pe la școală, mai are de deschis niște cărți, mai are de învățat puțină legislație, mai are de învățat cum să se comporte cu oamenii, inclusiv prin postările pe Facebook, cred că exagerează. Domnule prefect, cea mai interesantă chestiune, absolut uluitoare, este faptul că primăria a fost închisă, cel puțin așa anunțat pe Facebook, mai nou pe Facebook, ca și Obama, care își lansează candidatura, nu? Iată și primarul din Borșa, nu? Alege să comunice cu lumea, în general, că ăsta este un mod foarte bun de a anunța. Suntem în era... Da, suntem în era electronică a virtualului și de ce nu închidem primăria, dar o închidem fizic. Ce s-a întâmplat la Borșa? A fost săptămâna trecută, spuneți-ne exact și ce a spus în vedere primarului. Zis Tony. Este pentru prima dată la tine în studio și vreau să salut telespectatorii care urmăresc acest post de televiziune și să fac câteva precizări. Borșa pentru județul Maramureș este un oraș foarte important. Unul din problemele de la care pornesc în toată discuția asta. Ce înseamnă important? Este important prin numărul de locuitori, este important prin mesajul care borșenii îl trimit în Europa, important pentru numărul de borșeni care sunt plecați afară din țară și poate important pentru mesajul care trebuie să ducă borșenii, pentru preocuparea ca Borșa să devină un oraș important al județului Maramureș și nu numai. Și Borșa este una din unitățile turistice la care, când se dă situația meteo pentru zonele turistice, apare lângă Predeal și lângă Sinaia și Borșa ce temperatură are. Borșa, de o perioadă de timp, are o temperatură foarte ridicată. De la temperatura asta foarte ridicată s-au aprins și pădurile. De la temperatura asta ridicată s-au aprins și media. Și tot ce se numește om preocupat, ce se întâmplă în Borșa. Am o istorie cu Borșa, perioada când în Consiliul Județean îndeplineam funcția de președinte la ATOP. Cei de la conduceau poliția județeană îmi spuneau că totul se exagerează, că Borșa este o problemă. Borșa nu este o problemă, borșenii nu sunt o problemă. Acolo este o entitate care încearcă să manevreze gândurile și sufletele oamenilor într-o variantă în care sunt foarte preocupați de cineva. Am avut o discuție... Ce înseamnă entitate? Câțiva oameni, câțiva lideri? Câțiva, ca să dau lideri, că îi preocupă soarta borșenilor, adevărați borșeni, cu suferințele și cu problemele lor. Pentru că dacă te uiți pe blocurile din Borșa și când coboară oamenii din scările de pe bloc și când te uiți la ceea ce este construit în Borșa din punct de vedere a potenței materiale și bugetare, Borșa este o localitate importantă. Tu, ca ziarist, am vrut să spun vechi, care cunoști meandrele politice, puțin așa, Borșa are 45 de miliarde pe formulă în fiecare an bani dați în Borșa. Ca să facă borșenii cu ceva, având în vedere suprafața care o are ca și teritoriu și numărul de locuitori. Ei, de acolo, un manager bun și cu minte și o viziune care să dezvolte Borșa, fără să facă această trimitere la, nu nesupunere, că eu sunt factorul principal și tot ce fac pentru binele borșenilor. Nu poți face pentru binele borșenilor să ieși din Adil și să pierzi 22 de milioane de euro. Nu poți face... imediat și mă opresc și te las să mă întreb. Nu poți face bine pentru borșeni să gândești că adunând în jurul tău o echipă pe care eu n-am nicio treabă, o respect, fost aleasă, dar tu spui că reprezinți oamenii care sunt la un nivel, la o pătură mai joasă decât cei care sunt foarte bocotani. Spuneți-ne că dumneavoastră povestiți lucruri care pentru mine nu sunt neapărat un secret, dar pentru cei care dumneavoastră ar putea să fie ATOP, ADIL, nu știu ce. Deci dumneavoastră vă referiți la proiectele mari ale județului din care Borșa, prin acest primar, a ieșit. Ne referim la cel de canalizare și aducere exact, de apă exact, în tot județul, exact, da? Acela exact. Este cu ADIL-ul, nu? Acela e cu ADIL-ul. Și problema deșeurilor din care, iarăși,
cu depozitul ecologic, nu? Pentru gestionarea deșeurilor, din care iarăși orașul Boșa s-a retras. Ce înseamnă pentru județ aceste retrageri? E acum, un stat acolo diferit? Acum o problemă, ca pe vremea lui Ștrifundă, când ne luptam cu rușii, ce se întâmplă acolo? O problemă de filozofie a conducerii sau modului de a te poziționa tu ca lider pe o suprafață a Maramureșului. Aș fi întrebat pe cineva dacă se pierdea proiectul cu Adilu. Din punct de vedere al județului, din punct de vedere a valorii proiectului ăsta, din punct de vedere a cea, cu ce servicii vedeai câte populație, ți se părea corect ca de la Moisei încoace să blocheze Borșenilor dreptul de a mai circula pe drumurile DN18? Că sunt niște atitudini de asta de frondă care nu pun nimic în loc. O altă poveste legată de managementul deșeurilor. Mi se pare că tu, ca om de administrație și responsabil la nivelul entității județene la care tu ești, faci parte din ea, să te gândești că faci o mișcare de genul ăsta fără să vezi cazul de repercusiunile, eu cred că nu ai responsabilitatea necesară să gestionezi sau să conduci o anumită majoritate pe care tu te raportezi la ea. Asta e un lucru foarte grav. S-a făcut foarte multe comentarii în această vară legate de Borșa. Domnul Ciprian Dragoș, am fost în Borșa în această perioadă cu necazurile care au fost pe Borșa legat de acest incendiu. N-am văzut oameni acolo să fie preocupați decât două lucruri. Să aibă condițiile normale de trai și le dau dreptate borșenilor să poată circula pe un drum civilizat care să se poată lăuda celor care vin din afara țării și sunt prieteni cu ei, să aducă în Borșa, să aducă un plus de valoare Borșei. Când va fi finalizat, până la urmă, drumul respectiv? Deci, m-am întâlnit, ți-o spun azi la emisiune, n-am avut niciun fel de întâlnire cu media, ești primul după colegiul prefectural, m-am întâlnit cu colegii mei, cu colegii din PSD care pleacă la întâlnire și cu toți SL-uri. Ați recunoscut ceea ce nu trebuia să ziceți, dar n-am recunoscut, îi consider tot colegii mei, am ieșit din politică. Oricum, n-ați ieșit din politică, mai mergeți pe la întrunerea de partid. Nu. Cum n-ați fost? Ați fost și la Siget, ați fost atunci ultima, cu problema cu doamna. A fost ultima întâlnire pe care eu, la care am participat din punct de politică. N-am mai fost. N-ai fost încă la una, n-am fost aici pe loc la celălalt. Acum vreau să povestesc, la congresele astea. Nu. N-am participat la niciuna. Vreau să spun, momentul când am fost avea ieșit ordinul primului ministru pentru numirea mea, în momentul ăla eu n-am mai participat la întâlniri politice și n-am să particip. Dar am să vorbesc cu politicienii, pentru că ei sunt cei care astăzi se raportează la ce se întâmplă în județul ăsta și am să le spun că e nevoie să facem politica guvernului Ponta atât cât suntem capabili să pricepem că suntem oamenii implicați în viața asta aici. Acum nu pot eu să spun că Ciprian Dragoș să mă dezbrace așa de costumul ăsta, să spun știi, dar eu acum sunt un sfânt, vorbesc de pe alte paliere, pe mine nu mă poate lega și prezni politica. Da, domnule, am fost, sunt un om politic care astăzi vremelnic m-am suspendat. Dar mi-am clădit o viziune gândită pentru județul ăsta, și cred că o să am un feedback cu deputații din USL și mai ales din PSD să înțeleagă că e nevoie în 2014 de unul sau două proiecte majore față de cele care le are Consiliul Județean. Care sunt acele proiecte? Deci proiectul Consiliul Județean, trebuie să finalizeze. Nu avem decât proiecte proaste care necesită încă pe atâția bani cât au. Nu sunt proiecte, ai dreptate, nu sunt proiecte. Până acum. Deci ne referim la cel celebru, Baia Bârsana, care mai trebuie încă o tonă de bani, are nevoie de încă o tonă de bani pentru a fi finalizat. Spitalul Județean la fel. Proiectul cu bisericile știm cum e. Ăsta cu deșeurile, cu depozitul ecologic e în aer. Deci astea sunt proiectele. Sunt aș vrea să nu fără finanțare. Aș vrea să nu-ți fie gura lăudată, dar sunt câteva probleme și le-ai sesizat foarte bine. Sunt câteva probleme pe care executivul Consiliului Județean, din discuțiile care am avut cu dânsii, se vor aplica foarte serios în această toamnă asupra lor. Domnul Rogean, deșeurile, eu vă întreb puțin. Proiectul deșeului a trecut un an jumătate de administrație nouă. Deci din această toamnă se vor apleca. Dar până acum ce au făcut? Că imediat e gongul, imediat 3-4 ani, ca nimic, exact ca și Iman, ca și Mircea Man. S-a trezit președinte, ce bine și ce frumos este, și dintr-o dată au trecut 4 ani și n-a făcut nimic.
așa se întâmplă și în cazul acesta. Că nu. Spuneți-ne ce proiecte ziceți că pe lângă astea care cum sunt, ziceți că două prioritare vedeți dumneavoastră. Deci eu vreau două prioritare și le-am transmis colegilor parlamentari mesajul meu pe care am să văd cum se poate finaliza întâlnirea care o să aibă cu la această de politică de la Constanța. 1. Cred în proiectul podul peste Tița. Este proiectul care poate aduce plus valoare economiei județului Maramureș. Punctul numărul 2. Să nu veniți cu tunelul pe sub Gutei, că deja... Cred în finalizarea lui DN18. Dar nu credeți că... Știți cum ziceți? Dom'le, cred că... Uite puțin, nu sfată fecioară. Cred că un cerc nu are colțuri. Nu sfată fecioară. Bine, atunci, atunci nu cred. Domnule, atunci îți spun altceva. Am să mă bat pentru aceste două lucruri să se finalizeze. Dar ăla cu podul e interesant. Dar asta e o necesitate, e o chestie, nici nu mai putem vorbi de altceva. DN18. Dar nu s-a terminat. Pentru că am avut o discuție cu domnul deputat Man. Când s-a început această... V-ați găsit un partener bun de dialog. Chiar. Când a încercat să atace această problemă cu DN18, i-am arătat faptic că, de fapt, el când a pus cupa în șanțul de la Desești și a spus, domnule, să începe lucrarea pe DN18 și că se finalizează mandatul lui, atunci am spus la deputatul Mircea Man, nu se finalizează Mircea. Nu era finanțat. Era problemă de finanțare. Tot ce s-a lucrat în acea perioadă, domnul Ciprian Dragoș, în această guvernare Ponta s-a plătit deci Baia Mare, Baia Mare Sein și problemele care erau legate de această DN18. Acel nefericit, spun ceva, acel nefericit sau nefericită ordonanță, sau nu a fost nici o fost ordonanță, a fost o înștiințare printr-un fax a domnului Mircea Pup de la CNADR, prin care a spus că lucrările care se vor face pe DN18 sunt în imposibilitatea de a putea fi finanțate în 2013. Din momentul ăla, după ce am ajuns, asta a fost data de 13 sau 12 martie, în 20 martie a fost numit eu prefect. Din momentul ăla a început discuțiile legate de modul de ce nu se finanțează dacă proiectul este în finanțare BEI și cealaltă guvernamentală. Și mi s-a spus că trebuie respectat acel deficit bugetar în care s-a angajat în fața FMI-ului. Și m-am oprit din discuțiile mele și am zis, domnule, să vedem ce scrie în proiect. Pentru că proiectul prevedea cu cei trei câștigători, actorul, Șapiru și Umbrărescu, că fac lucrările pe banii lor, eu am cerut să văd proiectul. După care, în momentul când se face recepția, pentru că acolo mai era o societate de comisionare, ceva de genul ăsta, în care făcea recepția tot societate care era grecească, și în momentul când se termina lucrarea, se făcea finanțarea. Eu m-am dus către ei și am întrebat, dacă nu pot citi proiectul împreună cu voi și voi spuneți că vreți banii, dacă nu vi s-au dat banii pe alte proiecte din țară, de ce ne aduceți în situația în Maramureș să nu faceți lucrarea? Pentru că eu, prefectul județului, vă pot considera și spun ție în emisiune și le-am spus și lor la întâlnirea cu ei că voi, practic, subminați economia județului Maramureș și aveți o problemă cu județul. Dacă v-ați dorit proiectul ăsta, dacă ați crezut în el, voi aveți impresia că orice guvern care vine în țara asta sau guvernul Ponta care este la putere astăzi, ce ai lucrat tu cu bună credință și posibil că azi n-am putut să te plătesc, pentru că agrementul ăsta sau agreementul ăsta din punct de vedere al modului în care cu tine am vorbit o treabă, că proiect lucri treaba asta, nu ți-o pot plăti astăzi, dar să o plătesc mâine. Și am avut toate fazele. De-am întâlnit cu ambasadorul Israelului, de-am întâlnit cu grecii, de-a mi se promite că să ia un credit ei personal de 3 milioane de dolari Șapiru evrei, de 2 milioane de dolari grecii, și cei doi șefi de la companie s-au dus în țară. Am ajuns la faza în care trebuia să fie o singură întâlnire făcută. Între domnul Pop Mircea, astăzi o dezvălui eu, și acești, nu reprezentanți, principalul investitor de la Șapir și la actor. Dacă tu ai fost la acea întâlnire sau să motivezi de ce nu te duci, ei nu au făcut-o. Și n-a făcut CNADR-ul, n-a făcut Pop Mircea. Și atunci eu, când după toate discuțiile mele cu ei, și am zis, domnule, începeți, faceți un kilometru de drum.
Dați-mi mie motivația prefectului de Maramureș că a făcut un kilometru de drum și nu mi s-a plătit, mă. Ei, când au auzit că, bun, domnul prefect, facem lucrarea asta, tot ce am spus în media, că se începe lucrarea pe DN18, Baia Mare, Sighet, Moisei, Iacobeni, am ajuns la faza în care am ajuns un mincinos, pentru că cel care trebuie să întâlnească cu ei, în loc să meargă la întâlnire, nici măcar n-a motivat absența de la întâlnirea aia. Și atunci le dau dreptate. Le dau dreptate. Nimeni nu e de neînlocuit. Bun, s-a înlocuit astăzi. Eu zic că e prea târziu. Am pierdut un an de zile pe această treabă. Pentru că, acum, trec la partea sentimentală. Pop Mircea are rădăcinile în Suciu de Sus. Bă, dacă i-ar fi dat, că nu i-a dat premierul dispoziția asta, dacă i-ar fi dat premierul dispoziția, dă-mă faxul ăsta că nu plătești drumul la DN18 și eu sunt din Suci, mă. Mă, aveam o strângere de inimă să-l trimit. Poate mai lăsam sub masă, poate lăsam într-un sertar, mă duceam până în județ, mai aveam o problemă. Asta e problema care o simt eu ca om, nu neapărat ca prefect, legat de Maramureș. Și pentru aia le-am spus, domnule, cuvântul poate e prea pretențios și poate vă jignește. Sabotați județul. Sabotați județul pe două paliere. În primul rând, nu mi-arătați cum arată clauzele din contract, să comentează pe marginea lor, fiecare spune părerea după ce informații are, și a doua, cereți în mine un ajutor, pentru că Morgan a zis către mine, domnul prefect, în felul ăsta a scris, help, domnul prefect, help. De acord cu tine. Dar help-ul ăsta, dacă mi-l ceri, aș vrea foarte mult, începe mă să lucrez. Ei, toată treaba ce am putut să-mi fac la cererea mea a fost faptul că a reparat acel dezastru care era de la Moisei în Borșa și astăzi este un drum care poate fi circulabil și circulabil și toți care au venit din pe partea aia s-au dus în zonă, au putut să spună nu s-a început lucrarea, dar numai zgropile alea. O altă și închei cu... Finalizată, asta ne interesează. Deci, 2014, tronsonul Sighet Moisei în septembrie se taie panglica. Anul acesta. Deci, Baia Mare este finalizat. Baia Mare, Seini, mai sunt până în septembrie, de făcut 4 poduri. Și, practic, una din cercurile de infrastructură este rezolvată. Dacă înțelegerea guvernului și modul în care vă să facem lobby legat de podul peste Tisa în 2014 să fie o deschidere a finanțării, pentru că e 10 milioane de euro, 10 milioane de euro pentru România și pentru cei maramureși, ce a dat Maramureșul pentru țara asta, mă gândesc că cineva o să fie atent la strigătul meu. Mă gândesc. Sunteți optimist, dar trebuie văzut și dacă, sunt optimist dacă pentru că sunt optimist pentru că deschidere la București și să găsiți niște e corect. Oameni care chiar că, sunt dispuși să facă lucrul acesta pentru județ. Posibil că pentru că domnule Rohean, ne lipsesc oamenii decisivi la București, ne lipsesc. Așa este. Nu avem acum un om, doi, nu punem numai mare. Care să poți să mergi acolo și să te bați de la egal la egal, să intre la un ministru să-i spună, am nevoie de asta și să poată fi rezolvabilă acea problemă. Vrei să fii populist puțin? Nu. Atunci, ești foarte realist. Vă rog. Sunt câțiva din foștii mei colegi care au fost în Consiliul Județean, Călin Matei, Simon, Tătarul Florin. Care n-au luat cuvântul decât Tătarul Florin a luat un pic cuvântul. Dar poate că nu e nevoie să iei cuvântul, poate că în această perioadă de sesiune din această doamnă, până s-au obișnuit cu Bucureștiul și cu Parlamentul. Cu lifturile, cu cantina. Deci acum trebuie să ai un pic de clemență. E un circuit. E un pic de clemență. E mare. Eu m-am încurcat. E mare, într-adevăr. Până de găsit toate ușile. Eu cred că acum sunt obișnuiți cu ușile și cu intrările și cu lifturile. Și vor vorbi liber. Și vorbi liber. Și vorbi punctual. Ai văzut că am încredere că vom avea deschidere la București? Deci cu cei doi spuneți că am putea... Cu cei trei? Cu cei trei. Patru! Vai, am uitat de Liviu Pop. E bun, l-ați uitat pe Pașca, l-ați uitat pe Dola, care am înțeles că unul dintre aceștia pe care am menționat cu toții aici s-a implicat și în schimbarea sau numirea, ca să-i spun așa, directorului medical. Aveți voi câteva din presă o treabă cu mine pe această temă. Nu, Rean, e un lucru foarte... E adevărat să se spune că niște băieți de pe aici am să
Am să mă informez foarte, foarte... Domnul Rohean, fiți concret. Haideți să vă spun ceva. Și dacă, și dacă, dacă e așa, fără să se consulte cineva în cadrul SL-ului, când s-a numit director de la Borșa și a fost pus fără ca ceilalți să fie consultați din cadrul Uniunii, așa, atunci posibil ca eu să analizez din punct de vedere al instituției prefectului și să fac o științare domnului ministru al sănătății că e o problemă de gestionat a unor nemulțumiți, nu pe varianta primarului. Pentru că eu, când am o problemă care nu funcționează și nu pot să-i dau de capăt, vreau să spun cu onestitate la tine emisiune, le spun parlamentarilor și prietenilor mei din politica care am făcut-o și eu pe vremea lor, uite, aici am o problemă. Aș vrea să lucrăm împreună. Se pare normal să vină primarul localității să închidă primăria pentru că așa are el chef să schimbe pe directorul spitalului din Știi localitate. Că... De când numește primarul un director în cadrul localității respective? De când numește primarul? Că până la urmă spitalul se gestionează separat. A, că el are niște bani plătit, deplătit, nu? Nu, pentru salarii. Nu plătește nimic. Și atunci... Nu, e Ministerul Sănătății, nu plătește Ministerul nimic. Sănătății? Făcea cineva o trimitere atunci, acolo. Atunci cea mai făcea, mică... făcea acolo o trimitere cineva că face sponsorizare. Sponsorizarea este una și respectarea legii de a-ți, de a finanța lucrări, trebuie să faci pe lege. Domnul Rohean, dar nu l-ați luat pe băiatul ăsta, că poate, mă rog, poate a venit de la Bruxelles, poate este în țară și nu mai postează poze cu acele celebre vitrine, nu? Cu niște păpuși în ele, pe care le postează pe Facebook și poate îl găsiți acasă. Nu ați chemat așa până la comenduire. Să explicați niște chestiuni despre cum trebuie făcută administrația, că săracul ăsta. Cine știu să facă? O să se alipească Ucraina într-o bună zi? Cine? Că e posibil orice. E posibil orice. Ne putem imagina absolut orice. Am închis primăria, domnul Rohean. Dacă ne puteți spune, cam care este pedeapsa pentru infracțiunea de abuz în serviciu? I-ați explicat domnului în cauză că este pasibil de așa ceva? Uite-te la mine sau să uite camera de luat vedere la mine. Deci, atenție, faceți un zoom pe... Sunteți transpirat aici, domnul Roger. Sunteți transpirat. Deci, problema și vă înțeleg. Problema este în felul următor. Vă înțeleg. Nu, e cald aici. E cald, da. Ca la Borșa. Primăria din Borșa n-a fost închisă. Cum n-a fost închisă? Dar omul Ciprian Dragoș, Ciprian Dragoș. N-a fost închisă, a fost deschisă ușa. Primăria iar din... birourile erau închise. Nu e adevărat. E deschis birou agricol. Funcționează ăsta de cadastru acolo, de exemplu. Toate serviciile sunt toate sub funcționează, Ciprian Dragoș. Cu oamenii plecați pe tren. Cipri. Încă o dată îți spun, primăria din Borșa. Dacă te duci la o primărie, nu vreau să le numezez pe cele din județul Maramureș. Nu facem un cap de pod din toată chestia asta. De la ora 12 la anumite primării, dacă te duci și vezi care serviciile care funcționează, nu mă supăra. Deci nu mă provoca. Tu faci cap de pod din bord, mai provocat, m-a luat transpirație, ascultă-mă. Vă rog. Deci, dacă le luăm primării punctual și o să vedem ce servicii mergi și cât îți pe teren, nu mă mai supăra. Borșa, primăria din Borșa, dacă ne raportăm la ei, a fost monitorizată de mine și de instituțiile statului, dacă este închisă. Poarta principală a fost închisă. Primăria a funcționat. Cum în momentul... a fost închisă poarta principală, dar primăria a funcționat? Cum adică a fost închisă poarta? Cineva a spus că să mă opresc cu glumele și nu fac nicio glumă. Nu l-am întrebat, pentru că au fost și în județul Maramureș și anumite primării. Reportez la cea din Siget. Când pe poarta principală intrau numai oficialitățile. El spunea într-o bășcălie că pe poarta aia care el a închis-o intră numai politicienii. Revenim la serviciile din Borșa. Și acum îți spun ceva în primărăție. Așteptam să închidă primăria. Așteptam de la un singur borșan să-și asume treaba asta sau de la un grup de borșeni adevărați să vină la mine la prefectură și spune: domnul prefect, îi sunt încălcate drepturile cetățenești. Nu trebuie să vină, e clar că vă putea și autosesiza, nu trebuie neapărat să vină. Da, m-am autosesizat, uite-te la mine, m-am autosesizat. Am luat instituțiile care sunt în subordinea mea și au plecat acolo.
de la secretariat, de la secretară, de la serviciile care trebuiau să fie la dispoziția oamenilor din Borșa și numai era acolo. Serviciul de pașaporte funcționa. Deci, domnul Ciprian Dragoș, această treabă, hai să o încheiem. Primăria din Borșa n-a fost închisă. În momentul când a fost să fie închisă, eu pun mâna pe telefon, te sun și zic, Ciprian Dragoș, primăria din Borșa e închisă și am luat următoarele măsuri disciplinare sau coercitive sau penale. Mi se pare normal să faci... Nu mi se pare penal să vorbesc numai de Borșa în existența mea ca prefect al județului. Bun, vreau să vorbesc și de Satu Mare, de Ardusat, să vorbesc și de cei din zona Codrului care au probleme cu drumurile, vreau să vorbesc și din Târgu Lăpuș. Aici știți cum e, și vreau să vorbesc și problema cu apele. Avem și altă emisiune, dar haideți să revenim la partea cu pădurile. Că e interesant, nu, că spuneați că ați fost acolo și ați și planat puțin așa peste pădurile respective. Planat. Ne puteți spune cât la sută din suprafața respectivă unde a existat incendiu a fost pădure și cât a fost pădure tăiată? Deci Borșa. Deci, domnul, iarăși observa aici o frântură de sudare. Ascultă. La această întrebare știți foarte bine la ce mă refer. Da, și îți răspund punctual. Vă rog. A fost pentru prima dată când am această șansă să văd un dezastru făcut de oameni și ceilalți spun că asta a fost din cauza unor incidențe naturale. Prea mare temperatură în Borșa. Dar... Chiar în Borșa. Unde da, chiar în Borșa. 50 de grade la umbră. Pe urmă da. am să-ți comentez vis-a-vis de deces sau cum s-a întâmplat lucrul. În Borșa s-au tăiat pădurile și în Borșa s-au dat foc la păduri. Și este pădure tânără. Asta e comentariul meu. Cealaltă problemă legată de tăierea pădurilor. Am întrebat de la Silvici și de la cei care gestionau fondul forestier cum s-a reușit, pentru că în panul care a fost cu mine acolo, am fost în elicopter, până în vârful muntelui să se facă drum, ca ultimul braț să se taie, și eu care am avut probleme legate că îmi trebuiau utilaje, n-am găsit utilaje nicăieri. Una din probleme. A doua problemă. Comandorul de pe aeroport, de pe elicopter a zis, domnul prefect, știți? E foarte complicat și foarte interesant. Am trecut o ars aici și ăsta a ars aici, în oglindă. Panta, ca și dificultate, 70-80%. Toată panta cu lăstărișul era verde. Tot bradul și molidul era verde. Am zis, domnule, bine, merg cei care culeg afine și au făcut ceva acolo. Nu era drum, nu era accesibil la nimeni. Dar când am văzut unde am urcat jandarmii și pompierii legați în frânghii, mi-am dat seama că cineva e posibil să-și fi bătut joc într-un mod ordinar și ar fi păcat să nu fie descoperit. Deci, practic, ca să traducem pentru cei care ne urmăresc, a fost un foc intenționat din concluziile pe care le-ați putut dumneavoastră trage în urma... Deci eu, ca un om simplu care am fost acolo aproape o lună de zile, spun că undeva este o necunoscută și ar trebui să o cunoaștem. Asta pentru a se masca tăierile și defrișările care au avut loc în tot acest an. Ciprian Dragoș, pe zona aia, pe zona respectivă nu se putea tăia. Nu era accesibil decât foarte prețios alpinist să ajungă acolo. Bun, și atunci... Și am întrebat pe ceilalți care... Am oprit pe cei de afine să mai culeagă afine pe perioada când am fost acolo. Și perioada asta de care suntem astăzi. Pe un singur considerent. Am făcut survolul întregului munții Maramureșeni cu elicopterul. Pe zona Răpușului sunt culegători de căpșuni, pe zona Cafnicului sunt culegători de căpșuni, pe zona munților sunt culegători de căpșuni. Sunt foarte atenți acești culegători de căpșuni, unde stau și unde este tabăra de vețuire, să nu lase odată un foc deschis. Am văzut cum îl sting cu apă când pleacă la culegători de căpșuni. Și întrebarea mea a fost următoarea, punându-o așa retoric. Oare cât câștigă un căpșunar într-o perioadă de vară? Mi s-a spus că în jur de 50 de milioane, 70 de milioane. Mă gândesc că cel care era supărat pe o chestie care acum trebuie să ți-o zic, s-a desființat acolo din Borșa. Cineva că s-a desființat acolo din Borșa în dușmănia
și a rămas socol din Vișeu și în Dragomirești, în dușmânia aia unui om care e nebun, presupun, l-a luat nebunia. Și la un om de genul ăsta, să zică, domnule, cât câștigi? 50 de mii pe un sezon. Uite, îți dau eu pe 3 sezoane, mă. Pierde-te în pădurea asta așa nebunatică și uită undeva ceva. Pentru că sunt poze, sunt imagini în care pe lemnul, pe bradul care a ars și rădăcina lui din pământ, după ce l-am stins, s-au întors înapoi silvicii și jandarmii și au găsit pe el exact când cuvântul ațuțat, foc, e funcționabil în Maramureș. Pus așa în sistemul ăsta, numai vântul să mai vină să sufle o adiere de el și s-a prindea la loc. Sunt multe necunoscute. În perioada asta am fost acolo, sub un singur lucru. Ce te doare pe tine și în multe emisiuni ai ridicat problema asta a tăierilor de pădure și a modului haiducesc în care se lucră acolo, am vrut să văd și eu. Și îți mai spun că am luat cu mine o cameră, am luat cu mine un fotograf profesionist și am să vă dau imaginile acelor două paliere, foc și tăiat și brad în față. Și cine de analizat să ne analizeze? Dar imaginea asta am să le trimit și la doamna Varga. Parchetul. La doamna Varga. Da, da. O... Deci acum, știți foarte bine că am comunicat cu voi. Este o echipă de criminaliști, polițiști de la DNA și toată lucrează acolo. Au fost între noi, au fost civili. Au luat toate întrebările de la toată lumea. Nu mă așteptam un rezultat. Să sperăm că se va și finaliza, pentru că trebuie să știm de unde s-a produs acel incendiu, iar dacă a fost mână de om, clar trebuie să și plătească. Domnul Rohian, știu că sunteți ocupat, știm că și gradul de absorpție a informațiilor este mai mic pe online. Vă spun că vom pune punct aici emisiunea noastră. Vă mulțumesc pentru prezență și vă mai aștept la emisiunea noastră. Ce vă doresc este să finalizați proiectele de care ne spuneați, unde cu banii stăm lamentabil, nu? Trebuie să avem la spital nu știu câte milioane de euro pentru drumul Baia spre Bârsana, vreo 15. Da. Și uite, așa se adună 20-30 de milioane. Sunt de acord cu tine că un an jumate s-a văzut prea puțin. Dar te întreb, că l-am zis și pe Mircea Man. Iar un proiect, Mircea, așa spune de Mircea Man, parcă ar fi un proiect care l-a început, l-a finalizat. Asta l-am întrebat și da, toate exact astea despre care noi vorbim acum că sunt în aer, toate le prezintă ca niște realizări. Toate. La conferințele de presă la care am participat, toate le-a prezentat ca pe niște realizări foarte bune. Am vrut să pun întrebarea asta nu cu răutate, dar ar trebui să fim mai onești în atitudinile și în atitudinile noastre, că posibil e mai mult de câștigat de a face numai neapărat imagine pe o idee pe care eu asta i-am spus. Nu știu de ce nu stai venele în Parlament. Să zici, domnule, proiectele sunt ale mele și vă bateți joc de ele. Nu să spui că n-am dat bani. În județul Maramureș au venit 200 de milioane de lei să plătească arieratele pe care le-a început el. Le-a început el și nu le-a plătit când a plecat la final. E frumos. Trebuia plătite. Și pe urmă să zici, bă, voi ce ați făcut de când ați venit? Că e ușor de a stupa gropile astea. Nu le-a făcut Rohian pe DN18 care erau cratere. Nu a făcut o chiar. Deci în urma administrației Man a rămas un gol de 200 de milioane? Nu vorbesc în urma administrației Man. Ce a început el și n-a plătit când a plecat cu onor în Parlament? I-am spus, trebuie să mână în Consiliul Județean. Nu să meargă în Parlament. Că știa că din poziția de parlamentar, din opoziție nu face mare brânză. Puteți să rămână în Consiliul Județean să bată pentru aceste idei în fiecare zi, cum ne-am bătut noi cu el, că i-a spus că am făcut o viață de bază. Da, dumneavoastră și cu domnul Simon pe procedură erați întotdeauna acolo în sală. Ce notă vă dați pentru activitatea de până acum? Nu mă. Trebuie să aveți capacitatea auto-evalua. Nu mă, da. Trebuie. Încerc să, da, spun felul următor. În fiecare seară când mă întorc de la muncă, încerc să zic dacă am mai făcut ceva. Și acum, cu onestitate și modestie, mă duc acasă și am următoarea reacție. Înainte de a ajunge chiar foarte bine să intru în pijama, când pur capul pernă, adorm. Așa că te rog frumos să mă notez tu.
O să vă noteze cei care v-au urmărit până acum. Mulțumesc încă o dată și să aveți spor în tot ce faceți. Dragi prieteni, asta a fost emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept săptămâna viitoare. Toate cele bune și vă spun gândiți pozitiv.